muzică ușoară, populară și folk. De asta au avut parte elevii școlii de poliție Vasile Lascăr într-un spectacol oferit cu ocazia zilei de Dragobete. Atmosfera a fost întreținută în mare parte de elevii a instituției, care au pregătit câteva momente artistice. S-a sărbătorit cu o zi întârziere din cauza faptului că pe 24 februarie cadrele instituției au avut programate mai multe evenimente, iar elevii școlii de poliție nu puteau lipsi de la ore. Deși suntem în 25 și Dragobetele a fost ieri, n-am putut să facem spectacolul ăsta ieri din două motive. A fost o activitate de învățământ ieri după amiază la care elevii nu puteau să lipsească, și o altă activitate tot pe linie culturală, o întâlnire între grupurile noastre de creație, ale școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina și cele ale Colegiului Militar Liceal Breaza. Spectacolul a fost oferit de elevii școlii, de echipele artistice ale noastre, ale școlii, împreună cu ansamblul Ghiocelul al Casei de Cultură Geoboxa, cu care noi avem un protocol de colaborare și dânsii sunt invitați la noi cu asemenea ocazii. Noi suntem invitații dânșilor cu alte ocazii.